Un accident rutier a blocat vreme de câteva ore circulația pe centura Caransebeș. Un autocamion, o mașină cu remorcă și un alt autoturism au fost implicate în accident. Accident rutier pe centura Caransebeș, drumul național 6. Au fost implicate un autocamion, un autoturism cu remorcă ce s-a răsturnat pe carosabil în urma coliziunii și un alt autoturism. S-a circulat deviat prin Caransebeș transmit reprezentanții de redepetimișoara. Timișoara.